Este original, originalul, da? Numai consultații ați făcut la Chișinău, n-ați stat în spital, la spitalul de neurologie, numai consultații ați făcut-o după ce ați făcut tomografie. Așa, așa. Nu, noi vă întrebăm, noi vă întrebăm. La mine că este, eu văd Xerox, la întrebarea și ea, care nu scrie de spital, nu scrie consultații. Tomografie computerizată ați făcut-o? Da, este, eu înainte. Da, da, eu. Perimetrul cu virtual 5 mm, ne-am obții incomplet, că pe stânga schema se anexează și noi am să vedem amuși în poșet de prima. Ce am sunteți la grad egalitate? De 2008. 2008. Cât primiți salariul? 13. Salariul pensie? 13. 13. Locul de trai? N-am de ajuns. Așa, așa rămâne. Aveți un copil? Da. Mai mare de 18 ani? 18. Matur. Și trăiți în concubinaj cu cineva? Da, nu sunteți, sunteți înregistrat oficial? Nu, asta nu. Nu, nu. Nu tare, nu spuneți cum. Iacă, de atunci de când ați fost la noi ultima dată și până am urmă, în afară că ați făcut-o. Este, ați mai stat în spital sau la urgență sau undeva urmă? Asta a stat în spital, tot xerocopii n-ați făcut la este o rezolvă. Asta e bun. Aveți xerocopii? Da. Dacă ați stat... Spitalul clinic. A constructorilor. De pe 9 ianuarie până pe 18 ianuarie a stat în spital. Sechele traumatism craniu cerebral 92. Contuzie cerebrală gravă. 2002 înlăturarea accesului intracerebral. Prin pareză ușoară pe stânga. Sindrom de hipertensie craniană moderat. Sindrom vestibular. Sindrom convulsivă în anamneză, epilepsie secundară, post-traumatică, crize convulsivă cronică, primare, generalizare, frecvență medie, scrie. Cât ați stat în spital, ați avut vreun acces? Da. Ați avut, da? M-a dus. Aha, electroencefalografie, traseu, hipovoltar, cu modificări de tip rezidual. Pe formul acesta se registrează semne de iritare
în regiunea temporală cu și occipitală dreaptă. Grave de tip organic nu se determină. La sfârșitul registrării s-a început acces convulsiv cu pentru recunoștință și durata aproximativ 10 minute. În timpul electroencefalograma. Electroencefalograma de pe data 12 ianuarie 2012. Da, da, eu înțeleg. Și scrie la sfârșitul înregistrării, adică investigații. Până la sfârșit, dumneavoastră citiți acolo. Până la sfârșit? Da. Dar traseul. Așa. Hipovoltat cu modificări de tip rezidual. Pe fondul acesta se înregistrează semne de iritare, regiunea temporo-occipitală dreapta. Formă jos sau gravă, nu se vede, de tip organic, nu se determină. Și mai departe, nu se determină. Și în timpul când era investigație, s-a înregistrat, s-a început acces compulsiv, pierderea cunoștinței, durata de aproximativ 10 minute. Bolnava a urmat tratament nicotin, nicotin, filipsin, fizioterapie, masaj. Și o ameliorare se externează acasă, sub supravegherea medicului neurolog, medicului de familie, se recomandă acasă de prelungit tratament. Cetișor, nu vă grăbiți, la nas, la nas. Doamnă Tudor, încă o dată. Dați să rămâneți așa. Concentrați-vă unde e nasul. A, cetișor. Bine, dați mâna înapoi. Cealaltă mână. Asta? Da, da. Plastia breșii osoasă, dar așa cam de un centimetru jumătate. Nu, sunt două, trei puncte. Sunt și aici, într-o parte. Sunt și într-o parte. Sunt mai multe puncte. Perfectă, una, două, trei. Trei. Medial, cu mai mare. Da, da. Da. Domnul Dar, de când sunt din 2008, și vă împurc să vă duceți, să treceți la Comisie de Comunitate. Care sunt cauzele? V-am arătat un răspuns că ei mă trimit în pași. Ei vă trimit în pași. În pași noi apreciem. Dumneavoastră sunteți încadrat în grada. Eu înțeleg problema la dumneavoastră de a vă face legături cu armata, da? Asta e problema. Cu război. Război din nostru județ. Dacă eu vă spun asta din cuvinte, că Ministerul Apărării mă trimite în dumneavoastră. Eu vă prezint în scris că Ministerul Apărării mă trimite aici. Dar cu Ministerul Apărării, ca să vă trimate la noi, trebuie un set de documente de la Comisia Medico-Militară, care ei vă dă concluzii că da, boala într-adevăr a fost contractată este în timpul... Este expertiza medico-legală judiciară. Și e medico-legală judiciară, dar Coșeie, mă, dar trebuie să te duci la, la Comisia Medico-Militară și îți dă... Eu te vă prezint într-o dată. Că iată, medico-militară, mă trimite la dumneavoastră. Dați șansă să Este acolo un document, un certificat că nu fac legătură cu... Și expertizare la locul de trai, cu comisia... Eu înțeleg, noi vă expertizăm și noi vă apreciem, dar nu putem spune noi cauza bolii în timpul ăsta. Că trauma e contractată în timpul evenimentelor cu conflictul armat. Sau nu e contractată? Nu, dar ei nu dă. Apoi nu, în practic nu a făcut. Medicul legal nu dă niciodată. Nu legal, militar. Apoi el trimis medicul militar, o trimis la medicul legal. Așa. Medicul legal, eu dat că da, și totul se înapoi. Și ei, că se nicumeți. Eu n-am fost și ei, știi, spați că spun, spuneți. Ei, eu zic, nu-i împlatuniat în judecăți, dar cum vrem noi, așa și... Dacă așa îi spune doamna acolo, la ministerul expertiză asta. Asta și eu vă spun adică. Comisie medico-militară.
La mine este hotărârea judecății. E la comisie medico-militară, așa vă spus. Iată, așa vă spus, nu-i plată nicuri prin judecăți, că am hotărârea judecății. De 2005, de 2008. Și acolo și spune, a fost cric să constate faptul trauma, rănirea din la 7 iulie 1992. Rănirea, da. S-a constatat faptul că rănirea anume numai de la război din 1992. Rănirea, dar mai departe, acces fizice. Și unde e concluzia judecății? Mă aveți? Dacă eu mă știu ce o aducem, dar eu am Ministerul Apărării. Nu, că Ministerul, noi aici trebuie să... Dacă nu avem... La mine este hotărârea judecății. Este, eu vă spun cinstit. Da, dar noi nu spunem pe bază legală ca noi să facem legătură cu războiul, apoi e concluzia asta de la comisie. Ori dacă nu e concluzia de la comisie, mă fac hotărârea judecății, da? Dumneavoastră, legitimația aveți? Domnul Tudor, legitimația aveți? Să spun. Eu vă spun. Să spun. Să spun. Să spun. Să spun. Să spun. Să spun. Eu nu știu că eu am atât de... Dacă tine o scris un băieț și prezint, după aceea am adus chiar cu finitivă și legătură cu... Să-i facem legătură că e în timpul conflictului sau... Schimbăm cauza. Da, cauza. Nu știu că e hotărârea de judecată, dar nu e de fel să-i funcționa la Consiliul Local și dacă în baza acestui hotărârea judecată, dacă este. Da. Ei este hotărârea originală, originală și originală. Problema e așa, în primul rând, noi astăzi nu putem să facem juridic să luăm concluzie definitivă, deoarece, matare, ești încadrat până la 1 aprilie. Au rămas, practic, două zile. Ca să noi să putem să... Noi să facem procesul verbal, v-am văzut astăzi și mai... Iar pe ei n-ai punctul rămas o lună. Nu. Noi trebuie să facem... Până la 1 martie putem să începem... La 1 martie. Începem cu 1 martie, adică. Asta e una. Dați în timpul ăsta, până la 1 martie, până marță, dumneavoastră ne aduceți hotărârea judecății, nu mai timp. Poate și copia la legitimația dumneavoastră. Ia să faceți asta. Așa. Și noi până atunci... Și poate expertiză medicului, da? Da, care v-am prezentat hotărârea judecății și dumneavoastră ne-a dat înapoi, du-te la Ministerul Apărării. Și ați fost la Consiliul Republican. Nu, la Ministerul. Fost la Consiliul Republican. Nu știu, știu, dumneavoastră am spus mă duc la Ministerul Apărării. Ministerul Apărării mă trimis înapoi. În baza judecății, cred că n-au putut să facă legătură cu armada, dar o cerut ca să dăi concluzia definitivă a Comisiei Medico-Militare. Iată aici. Dați, iem, dar în timpul este în timp. Sunăm la Consiliul Republican de Expertiză Medicală și ne consultăm referitor la asta și poate chiar el, ca să nu vină pe drumuri încoace, documentele, poșta, maghine, poate și le expertizează acolo. Trimitem documentele este acolo și mă poate prezenta acolo la Comisiei. Cum el a mai fost? Dumneavoastră ați fost acolo. Eu știu. Poate merge vorba de accentuat și numeri și accentuat. Nu, dar vezi că e treaba asta, nu știu. Dar, de fapt, poate definitiv, dar e... Pedicul la noi e masonat la noi, dacă pedicul la și xerocopia, cum a trebuit de făcut la... La cine? La hârtiile este care... Nu, la este iată. Este tomografie, este consultație. Xerox, așa. Asta trebuie original. Da, xerox original, da. Și... De la ori? Exact. Țelul la tine sau și original. Original? Da. Copiii la noi. Nu, dar și la casă spitalul care nu s-a original. Dar n-aveți... Copii eu am. Aveți copii, da? Da. De când ați schimbă, să vă dau piesă și... A, până o trebuie să ne rămâi ceva aici. Xerox să aveți. Na, da, este. Este. Ia-o. Dar nu e original. Nu e. Ia-o, uite sus. Ia-o, da.
Ia dacă vrei. Ia dacă vrei. Asta e consultație. Ia dacă vrei. Ia dacă vrei. Auzi? La noi mărg originale. Nu, așa procedura. Domnul Cătălian, la noi așa procedura. Rămân originale aici, se ocupă la mata. Când o să treceți Comisia Republicană, o să iei decizie definitivă, atunci faceți schimb. Ia să vă luați. Schimbați tare să iei. Am văd în copiile. Copiile. Iată, eu văd în copiile. Da. Înseamnă că originale. Atunci, după și vor lua decizia și vor spune rezultatul examinării, la sfârșit spune întrebarea asta. Dați-vă, rog, schimbăm originalele xerocopii. Originalul e mai mult în matare, să vezi? Așa că nu e referit la șapte de la spital. Nu, atunci să iem. Noi dădem telefonul nostru, dar știi cam poate. Și dumneavoastră, mâine, ori mâine 29, da? Pe 1 martie, pe la vreo ora 10, ne sunați pe numărul și întrebați, doamna Vera, unde eu marți trec? În Chișinău, ori mine? La noi. Cu documentele avea. Cu toate documentele care m-ați spus să le vezi. Ei poate să ne... Da, e posibil, dar mai bine să fie. Nu, nu trebuie, mă, iasă avem și asta mea așa rămână. Poate să spună și să zic la Căușeni, vedem cum. Nu am întrebat, aveți numai pe hotărârea judecății, numai pe... Anul original, și legitimația, și legitimația, aici am văzut. Tare de mult trebuie să fie soluționat problema asta. Eu nu știu, adică nici nu ne închipă turcție să zică. Eu vă recrăiesc, dar mi-au scris și documentul prezent astăzi. Nu, dar vezi cât de mai înainte. Ești vorba de concluzia asta, de la Consiliu, la Comisia Medicilor Militare. Bine, ne sunați pentru ei și... А что именно вы сможете сделать до вторника? Какую процедуру вы хотите решить? До вторника? Да. До вторника он должен иметь, обязательно должен иметь оригинал лохотерыря жудикации, ла легитимации ксерокопии. Это оставлено. Если мы делаем легатуры, легатуру, армата. Армата. Вика, ну, армата, да, вместе, по разбой. Есть, я что-то сказал. Și nu vedeam cum așa spuneți de parcă n-ați știut de atâtea ori. Ați fost de parcă nu s-o știut. E că data trecută eu le-am avut. Data de fost. A fost ceva niște documente, da. A fost, da. Știi cum... Dar a fost înainte de termen. O dată în grădinul, e altă dată două. Da, nu ați vorbat de dată trecută înainte de termen, el era cu o lună. Nu avea tomografie, nu avea consultație. De multe ori eu prezint hotărârea judecății, chiar din 2008. Da, azi, dacă eu spus, de-am să le duc hotărârea judecății, dar azi eu nici n-am luat-o, că eu niciodată, eu le prezint până acum, dar măi, eu ne-a spus mai, fără de hotărârea judecății, toate documente. Da, azi îi spuneam să aduc hotărârea judecății. А это решение у вас давно есть уже, да? Да, это решение с 2008 года. И они знают, они читали, они прекрасно знают. Просто они так, они любят гонять, как же. А сегодня что еще вы им принесли нового? Какие документы? Принесли нового тоже. Томографию? Томография, компьютеризация черепа, клеер, спор фирмы ФАТ, прямо к скижила клеер. Пока есть тот и презентат, для моей ждет информации. Ши документ, как стат инспитал, да? Да, он... Toate originalele le-am lăsat aici.